Până atunci o mai țineți minte pe Andreea Mantea, fata brunetă, voluptoasă, care a devenit celebră după ce s-a dezbrăcat. A fost vecină la Neață, apoi mâna dreaptă a lui Mircea Radula din Dragoste și cam atât. A, s-a iubit cu țeparul șef Andrei Țârdea. Și după episodul ăsta, pauză. Ei bine, au scos americanii de la revista cu iepurași din conul de umbră și au desemnat-o una dintre cele mai sexy apariții nude. Vezi, Andreea, tu faci carieră doar dacă te dezbraci. Cu hainele pe tine e mai greu.